eșec sau victorie pentru Ciolacul la Bruxelles? Ce a obținut de fapt România în noua Comisie Europeană? Un post de comisar fără prea mare relevanță, salvat parțial de funcția de vicepreședinte. Domeniul primit de comisarul Roxana Mânzatu de la PSD, numit Oameni, Competențe și Pregătire, e unul fără prea multă substanță și, în orice caz, mult sub nivelul de ambiție anunțat public, asumat de premierul Marcel Ciolacu, care a cerut un portofoliu relevant din punct de vedere economic. Însă, cu două pietre de moare în buzunar, PNRR întârziat și deficitul bugetar explodat, premierul a înregistrat două cedări în negociere, l-a schimbat pe Victor Negrescu și a și primit alt portofoliu decât cel pe care și-l dorea. Ursula von der Leyen i-a dat însă un premiu politic de consolare, Roxana Mânzatu a devenit unul din cei șase vicepreședinți executivi ai Comisiei, o premieră pentru România. De fapt, România nu contează în Comisia Europeană. O arată analizele din toată presa internațională, care nici măcar nu amintesc de postul obținut de Roxana Mânzatu în analizele despre posturile relevante din noua comisie condusă de Ursula von der Leyen. Ciolacu și-a stabilit singur standardul politic în iulie, când a spus că își dorește pentru România postul de comisar pentru economie. Am înaintat către familia politică europeană din care fac parte, a social-democraților, faptul că ne dorim comisarul pe economie, actualul comisar, fiind domnul Gentiloni din Italia, spunea el la acel moment. În august, premierul a întărit cererea. Postul primit de Roxana Mânzatu a fost însă la polul opus, în zona socială. Comisarul român se va ocupa de politici sociale precum incluziunea, strategia de combatere a sărăciei, dialogul social, plus educația. Era și absurd de altfel ca România să ceară și să primească un post de comisar pe economie, că România e campioană la deficit bugetar și codașă la PNRR. Tot Ciolacu și-a stabilit o poziție inflexibilă legată și de echilibrul de gen. În 22 august l-a anunțat pe Victor Negrescu, un bărbat așadar, drept candidat și a respins public cererea Ursulei von der Leyen de a propune o femeie. Nu-mi place să-mi impună cineva ceva ca în comunism, spunea Ciolacu la acel moment. Toată fermitatea lui însă s-a topit ca o lumânare o săptămână mai târziu, când a anunțat că a propus-o pe Roxana Mânzatu comisar, în urma insistenței Ursulei von der Leyen pentru candidați femei. Denotat că doar România și Slovenia au fost țările care și-au schimbat nominalizarea inițială pentru a satisface cererea șefei Comisiei Europene. Mânzatu a primit însă o poziție politică fără precedent pentru România, postul de vicepreședinte executiv, unul din cei șase, din noua comisie condusă de Ursula von der Leyen. De ce a cedat Ciolacu pe ambele cerințe, portofoliu economic și Victor Negrescu? Principala explicație e fragilitatea poziției interne. România are cererea 3 de plată din PNRR blocată de peste jumătate de an din cauza că n-a făcut reformele asumate. E vorba de aproape 2 miliarde de euro, bani esențiali pentru investiții și plăți. Comisia Europeană consideră că România nu a îndeplinit corect jaloanele privind regimul micro-întreprinderilor și reforma companiilor de stat. Pentru deblocarea banilor, Ciolacu trebuie să negocieze politic tocmai cu Ursula von der Leyen. A doua piatră de moară e deficitul bugetar enorm, care a depășit deja 4% din PIB în primele 7 luni. România e în procedură de deficit excesiv, e campioana Uniunii Europene la deficit, iar premierul Ciolacu negociază, ce să vezi, tot politic și tot cu Ursula von der Leyen, o păsuire pentru măsurile dure care trebuie luate de guvern pentru scăderea acestui deficit. Dați-mi o bună politică internă ca să pot face o bună politică externă, spunea diplomatul Nicolae Titulescu. Exact de acest obstacol s-a lovit Ciolacu când a vrut să negocieze un post puternic pentru România la Comisia Europeană. Cu o poziție internă slabă, slăbită chiar de guvernarea PSD-PNL, Ciolacu n-a putut obține mai mult. Există și un alt palier politic al negocierii. Ciolacu face parte din familia social-democraților europeni, iar Ursula von der Leyen din PPE. În mod normal, poate că șefa Comisiei Europene n-ar avea niciun interes să le dea socialiștilor portofolii puternice. Realitatea arată însă că ceilalți comisari de stânga au primit portofolii mult mai substanțiale decât România. De ce acest domeniu numit pompos, oameni, competențe și pregătire e mai degrabă nesemnificativ? Există o explicație simplă. Pentru că, potrivit scrisorii oficiale a Ursulei von der Leyen, acest domeniu acoperă arii în care UE nu are competențe reale, acestea rămânând la statele membre. E vorba de joburi, de educație, de drepturile sociale. UE are politici în toate aceste domenii, dar deciziile finale sunt ale statelor membre, nu ale Bruxellesului. Asta se vede și în bugetul gestionat. De exemplu, Fondul Social European Plus are o valoare enormă de 142 de miliarde de euro, dar este gestionat în principal de statele membre, Comisia jucând doar un rol de supraveghere. Cu
Cu toată lipsa de substanță a portofoliului, Mânzatu are o oportunitate politică. Postul de vicepreședinte executiv îi dă ocazia să fie un jucător în comisie, să încerce să coordoneze politici transversale în interiorul comisiei, să-și facă un nume. Deși e lipsită de un profil politic puternic acum, nimic nu o împiedică pe Roxana Mânzatu să-și ia câtă putere poate. Depinde de ea. E cert că rezultatul nu e nici succesul amețitor anunțat de PSD, nici eșecul total clamat de adversarii politici. Sunt nuanțe politice esențiale pentru a vedea tabloul complet. Dar pentru Marcel Ciolacu e o lecție politică. Și-a stabilit că un politician neexperimentat două mize mari și l-a ratat pe ambele. În orice interviu, de acum și până la alegeri, în mod normal va trebui să explice de ce a cedat pe ambele direcții. E dator partidului, le e dator votanților. Ori, ca viitor președinte, așa cum își dorește să fie, va avea de dus constant astfel de negocieri cu liderii din UE, ori din NATO, tocmai pentru interesul României. Ciolacu trebuie să treacă de la nivelul Paul Stănescu, Gabriela Firea, ori Mihai Tudose, la Ursula von der Leyen, Macron, Olaf Scholz. E el capabil să o facă? Prima tentativă e un eșec, cel puțin raportat la ce și-a propus Ciolacu. Alegătorii vor decide.